Sărbătorile de iarnă aduc transformări în starea noastră sufletească, dar și schimbări în casa noastră. Atmosfera este esențială pentru ca sărbătorile să ne reușească. În această perioadă, toată lumea se pregătește pentru ceea ce urmează. Fericire, bucurie, relaxare, petreceri și multă căldură alături de cei dragi, care se contrasteze cu anotimpul rece. Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar pe rafturile magazinelor și la piața din orașul Glodeni, persoanele interesate pot găsi o gamă largă de globuri, ghirlande și instalații pentru împodobirea tradiționalului brad. Când ajungem să vorbim de preț în privința acestor elemente, bugetul dictează. Un brad artificial costă anul acesta în medie între 60 și 650 de lei, în funcție de înălțime, de materialul din care este fabricat și de numărul de ramuri. Prețurile decorațiunilor, de asemenea, variază în dependență de mărime și materialul din care sunt fabricate. Majoritatea oamenilor au deja cutia specială plină de podoabe pentru împodobirea bradului, însă unii din ei sunt dispuși să scoată din buzunar sume considerabile pentru aceste cheltuieli. Ajunge. Un brad frumos, așa se împodobește undeva, slavă, 2000, frumos. Dar așa o leacă mai... Și dumneavoastră cât v-a costat bradul? Eu mă țele mai scump de 2000 de lei. Eu undeva la vă 4000 de lei, dar e mare, 2 metri jumate. Și jucării frumoase, tot în pădăchie, 2 jumate. Nu, este le... Nu, le 150, наверное, точно. Da. Только на елку. Ai грушки у нас есть. Deși magazinele și tarabele comercianților de la piață sunt deschise pentru cumpărători, comercializarea brazilor naturali în orașul Glodeni încă nu a început.